Salut, eu sunt Vicu și astăzi la laboratorul Darwin avem ultimul S al celor de la Apple, iPhone 5 S. Începem cu exteriorul. Acum cei de la Apple propun versiunea albă pe care o am și eu, versiunea Space Gray care vine să înlocuiască negru mat și deja noul model Gold, o variantă așteptată probabil de cei care adoră tot ce strălucește. La fel, pe din afară 5S se deosebește prin blitzul dublu care promite să corecteze luminozitatea, dar și prin butonul Home care are deja un sensor biometric de citit amprente pe nume Touch ID. Pe internet au apărut o mulțime de videouri unde se pot înregistra și amprentele animalelor. Totuși, sfatul meu este să nu încercați asta, pentru că o să fugiți ca mine prin casă după pisică pentru a debloca telefonul. Dar, dacă serios, după ce utilizezi Touch ID-ul mai mult de o săptămână, începe ușor să te irite, mai ales în cazurile în care ai nevoie urgent de telefon. În primul rând, trebuie să-ți înregistrezi mai multe degete pentru a-l folosi comod, pentru că nu ții telefonul în aceeași mână și în aceeași poziție. Apropo, poți înregistra maximum 5 degete diferite. Apoi, pentru a-l activa, oricum trebuie să apeși pe buton, iar apoi să ții pe el. Funcția ar fi foarte comodă dacă era îndeajuns doar să ținem pe buton. Da, desigur, Touch ID-ul este mai degrabă un sistem antifurt, dar credeți-mă, hoțul nu o să vă întoarcă telefonul înapoi chiar dacă nu îl poate debloca. O istorie cu final mai bun ar fi pentru cei care nu vor ca soția sau prietena să vă citească mesajele. Totuși, aveți grijă să nu vă treziți cu un deget tăiat. Din punct de vedere al designului și calității materialelor, chiar nu există nicio obiecție. iPhone-ul se arată la fel de solid în mână și este la fel de comod în utilizare ca și modelele din anii precedenți. Asta datorită dimensiunilor mult mai mici decât la smartphone-urile de top de pe piață. După utilizarea frecventă a unei astfel de lopeți, vă pot spune că iPhone-ul este incredibil de mic. Ciudat sau nu, dar am uitat că ultima dată am putut ajunge cu degetele în toate colțurile unui ecran de smartphone. Totuși, zvonurile spun că următorul iPhone va avea un ecran de 4,9 inch, așa că obișnuiți-vă. Dacă e să vorbim despre calitatea asamblării, aici nu vei auzi niciodată un scârțit de buton sau vreun lupt între colțuri. Totuși, aluminiul și sticla foarte fragile te fac să-l ascunzi repede într-un case. Specificațiile lui 5S pot fi echivalate cu specificațiile unui telefon pe Android de top de acum 2 ani. Are un procesor dual core de 1,3 GHz, 1 GB de memorie operativă și o cameră de 8 megapixeli. Smartphone-urile pe Android de azi au 2-3 GB de memorie operativă și procesoare cu 4 nuclee, unele prototipuri având deja și 8. Uite, aici Apple își face cel mai bine treaba, demonstrând că specificațiile nu contează, ei combinând perfect sistemul de operare și hardware-ul care îl au, scoțând maximum eficiență și putere din acesta. Așa că nu este nevoie de procesoare cu o grămadă de nuclee pentru ca telefonul pur și simplu să zboare. Și acesta într-adevăr zboară. Jocurile de pe iOS sunt o experiență unică, rapide, fără glitch-uri și pătrățele, plus că se deschid foarte repede. În general, magazinul de aplicații App Store este ceva unic, poate unul din cele mai mari avantaje care fac iPhone-urile atât de populare. Aici poți găsi aplicații și jocuri pentru oricine și pentru orice. Și cel mai important, toate sunt foarte calitative și în primul rând frumoase. Lucruri care mai rar le întâlnești în Play Store-ul de pe Android. Până și publicitatea în aplicații este făcută cu acuratețe. Navigarea pe web este și ea plăcută, nu există întârziere imaginilor, nici măcar la navigarea pe unele site-uri destul de aglomerate. Acum despre camera foto. Se știe că iPhone-ul este cel mai utilizat device din lume pentru fotografiere, așa că Apple a tras foarte mare atenție la noua optică. În primul rând, camera din față fotografiază mult mai bine, culorile sunt mai clare și nu sunt arse. Însă, surpriza vine de la camera EyeSight din spate. Haideți să nu ne concentrăm pe numărul de megapixel. În primul rând, fotografiile chiar ies foarte bine și este de remarcat cât de repede acestea pot fi făcute și, în general, cât este de ușor să utilizezi aplicația foto. Calitatea fotografiilor vorbește de la sine, mai ales cele făcute în lumină slabă, care, pentru o cameră de telefon, sunt acceptabile. Dar atracția camerei, poate cea mai favorită opțiune a mea, este regimul slow motion introdus în premieră. Ceea ce face acest regim este filmarea și după încetinirea videoclipurilor până la 120 de cadre pe secundă, obținându-se un astfel de efect ca în filmurile Matrix. Cu referire la sunet, 5S-ul impresionează. Dacă să o comparăm cu restul telefoanelor de pe piață, diferența este simțită chiar și prin microfonul de la cameră. You know.
Și apropo, aceste două grile care le vedeți nu sunt de fapt difuzoare. Difuzorul este doar acesta din dreapta, așa că singura problemă e că întreg sunetul poate fi astupat foarte ușor doar cu un singur deget. Vorbind de baterie, se știe că iPhone-urile nu prea se laudă cu o autonomie bună. O confirm și eu, 5S-ul cu bateria sa de 1570 mAh, rezistând la mine în regim normal aproape 13 ore. Totuși, dacă să vorbim despre regimul standby, iOS-ul știe ce programe nu trebuie să ruleze când telefonul este stins, așa că timp de o noapte se pot duce doar vreo 2% din baterie, pe când la un telefon Android poate peste noapte să se ducă și 15%. În schimb, bateria poate fi încărcată foarte rapid, aceasta are nevoie doar de 2 ore. Apropo de noul iOS 7 complet redesenat, ce au făcut Apple aici a fost în majoritate aplicarea unui strat de culoare. Au mai adăugat un control center care presupune activarea și dezactivarea rapidă a unor opțiuni ca volumul, luminozitatea, Wi-Fi-ul, au mai îmbunătățit aplicațiile standard, în fine, unora le place, altora pur și simplu nu. Dacă faci parte din al doilea grup, păcat, pentru că nu poți schimba nimic. Funcționalitatea a rămas exact aceeași ca la iOS 6, 5, 4, 3, mai multe homescreen-uri și icon-uri și cam atât. Dacă vrei să adaugi un widget, nu ai nimerit unde trebuie. Dacă vrei să schimbi mini-tastatura, dacă vrei să schimbi aplicația de pe care faci apeluri, dacă vrei să-ți modifici lock screen-ul, nici cum, toate astea nu sunt făcute pentru iOS. În concluzie, 5S-ul este ceea ce ar trebui să fie din start un iPhone 5, un telefon cu rame cromate care nu se zgârie prin colțuri, cu o cameră considerabil mai bună și un sistem de identificare al amprentelor. Totul lucrează așa cum ar trebui să lucreze un model de top al celor de la Apple, fără prea multe ezitări, iar calitatea asamblării spune multe. Totuși, dacă veți trece de la un iPhone 5, mari performanțe nu o să observați, poate doar videourile în slow motion și fingerprint-ul, dar dacă aveți la moment ceva un pic mai vechi, îmbunătățirile se vor simți de la prima atingere a ecranului. Până la urmă, iPhone-ul este făcut pentru cei care nu au nevoie de prea multă customizare și de prea multe schimbări. Ai downloadat aplicația, ai deschis-o, ai folosit-o și atât. Dacă ai folosit și până acum iOS-ul, 5S-ul la sigur nu va fi o dezamăgire. Acesta a fost review-ul iPhone 5S de la Laboratorul Darwin. Dacă aveți ceva de spus, secțiunea comentarii vă stă la dispoziție. Pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade, nu uitați să dați un subscribe și un like la pagina noastră de Facebook, dar și la video. Stați în continuare aproape de noi pentru că vă așteaptă lucruri foarte interesante.